Astăzi am să vă vorbesc despre uleiul de avocado și, ca de obicei, începem cu istoria. În prezent, majoritatea uleiului de avocado este produs în Mexic, dar 2016 a marcat prima producție pe scara largă de ulei de avocado în America. Uleiul de avocado este un produs relativ nou, mai ales ca ulei culinar. La sfârșitul anilor 1990, în Noua Zeelandă, a fost dezvoltată o nouă metodă de presare la rece pentru extragerea uleiului de avocado, în special pentru utilizări culinare. E cu nutrienții. Avocadul este clasat ca unul dintre primele cinci cele mai sănătoase alimente, așa că nu este surprinzător că, de asemenea, am clasificat uleiul de avocado avocado ca fiind unul dintre primele 5 cele mai sănătoase uleiuri de pe planetă. O lingură de ulei de avocado conține aproximativ 130 de calorii, 0 grame proteină, 14 grame grăsime, 0 grame carbohidrați, 0 grame zahăr, 0 grame sodiu. Pe lângă vitamina E, uleiul conține potasiu, lecitină și mulți alți nutrienți care pot hrăni și hidrata pielea. Uleiul, de asemenea, poate ajuta la vindecarea bolilor digestive, a problemelor neurologice, la reducerea inflamației și vindecarea afecțiunilor autoimune. Un alt potențial beneficiu este îmbunătățirea bolilor legate de articulații, cum ar fi artrita. Este o alegere inteligentă dacă sunteți în căutarea unor modalități naturale de a reduce tensiunea arterială. Uleiul care provine din avocado este un aliment care um, scade colesterolul deoarece are un conținut ridicat de acid oleic, ceea ce îl face o alegere benefică atunci când vine vorba de inimă. Antioxidanții din uleiul de avocado pot ajuta la ameliorarea simptomelor unei arsuri solare, în timp ce unii oameni folosesc ulei de avocado pentru a vindeca unghiile uscate și casante. Uleiul de avocado mărește rata de producere a colagenului, a organismului, iar vitamina A și D găsite în ulei pot provo provoca producția și legarea colagenului. Aplicarea locală a uleiului poate încetini procesul de bătrânire al pielii. Persoanele cu alergii la latex pot fi alergice și la avocado și uleiul de avocado. Alergia la latex este legată de anumite alimente precum avocado, banane, castane, kiwi și fructul pasiunii. Iar acum să vedem cum arată și ce gustare. Uleiul de avocado are un gust de, uh, bineînțeles, avocado, doar că mai blând. Aroma sa netedă se încadrează între nucă și iarbă. Este mai cremos și mai gros decât uleiul de măsline sau orice alt ulei vegetal. Recomand să cumpărați ulei de avocado care este depozitat într-o sticlă de uh, culoare închisă, uh, care blochează lumina și ajută la protejarea uleiului de oxidare înainte de data expirării. Dacă folosiți uleiul de, la mâncare, rece, ca de, de exemplu dressing pentru o salată. Uleiul de avocado extra virgin, care are un uh, fum mai mic, dar beneficii mai mari pentru sănătate. Indiferent dacă îl cumpărați în scopuri culinare sau de frumusețe, asigurați-vă că uh, cumpărați un ulei de avocado 100% pur. Uleiul nerafinat care provine dintr-un avocado este de obicei de culoare verde, cu miros bogat gros. Dacă uleiul este rafinat atunci, are o culoare gălbuie și miroase mai puternic. Când un ulei ajunge la punctul său de fum, structura uleiului începe să se descompună, nutrienții se pierd, aroma se schimbă și cel mai periculos pot fi creați compuși de radical liberi care deunează sănătății. În general, există trei moduri de a clasifica uleiul de avocado. Pe baza modului în care uleiul a fost extras din pulpa fructului, uleiul de avocado poate fi rafinat sau nerafinat. În funcție de calitatea fructului, uleiul de avocado poate fi extra virgin, calitate înaltă, virgin, calitate medie, iar obișnuit, calitate scăzută. Iar pe baza purității, uleiul de avocado poate fi pur, constituit din 100% ulei de avocado sau amestecat cu alte uleiuri. Beneficiile pentru sănătate pe care le puteți experimenta de la uleiul de avocado sunt direct legate de calitatea uleiului pe care îl consumați. Când selectați un ulei artizanal la Ta Torangele, puteți avea încredere că produsul dumneavoastră are ingrediente excelente și metode de producție autentice. Iar acum să vedem cum se păstrează. Uleiul nedeschis făcut din avocado are o durată de valabilitate de aproximativ 24 de luni, în timp ce uleiul deschis este cel mai bine utilizat în termen de 6 luni de la deschidere. Păstrați întotdeauna uleiul într-un loc răcoros, ferit de lumină și căldură, într-o sticlă închisă, etanș. Cele mai bune locuri pentru depozitarea uleiilor de gătit sunt cămara sau un dulap de bucătărie. Dacă aveți un ulei rafinat, cel mai bine este să-l păstrați la frigider până când este nevoie. Iar acum să vedem cum se gătește sau la ce se poate folosi. Lucru minunat despre uleiul de avocado este că nu este doar un ulei supraaliment care poate fi folosit în produse negătite, cum ar fi salate și sosuri, dar este și foarte recomandat pentru gătit. Uleiul de avocado are un punct de fum foarte ridicat și îl face o alegere de top ca uleiuri de gătit. Uleiul de avocado rafinat este adesea folosit pentru gătit la căldură mare, datorită punctului său de fund foarte ridicat de la cel puțin 400 de grade Fahrenheit. Se poate folosi în dressingul tău preferat, stropește-l pe un sandwich sau o pregătire a legumelor. Posibilitățile sunt destul de nesfârșite, ca de exemplu adăugați o lingură de ulei la orice rețetă de smoothie, stropiți peste humus și serviți cu crudități, combinați uleiul de avocado nerafinat cu coriandru, suc de lămâie și iaurt pentru o salată cremoasă. Realizați un sos oțetos din ulei de avocado cu muștar, dijon, suc de lămâie, usturoi și sare. Combinați puțin oțet basamic cu ulei de avocado, ierburi italiene uscate precum oregano și busuioc și terminați cu niște piper negru. Înmuiați-vă pâinea în crustă prăjită, cu crustă prăjită în acest ulei. Iar acum să vedem cum puteți prepara uleiul de avocado. Uleiul de avocado a fost extras mai întâi pentru us cosmetic datorită pătrunderii sale foarte mari în piele și absorție rapide. După uscarea pulpei de avocado, pentru a elimina cât mai multă apă, aceasta având aproximativ 65% apă, uleiul pentru cosmetice este de obicei extras cu solvenți la temperaturi ridicate. După extracție este de obicei rafinat, albit, rezultând un ulei galben inodor. Iar acum um, ar fi o altă ocazie, ar fi o altă opțiune cum să prepari uleiul de avocado acasă. Iată cum! Realizarea uleiului uh, de avocado acasă se realizează în următorii pași. Spălați și curățați șase avocado folosind un cuțit, tăiați-le și scoateți-le sâmburile, iar pulpa fructului puneți-o într-un blender. Se obține o pastă pe care o transferați într-o cratiță la un foc mediu, amestecând continuu în jur de 5 minute, pentru a nu se prinde. Va începe să fiarbă și să crească. Trebuie ținut pe foc până culoarea se schimbă de la verde deschis la maro. Când apa s-a evaporat, luați de pe foc. Transferați într-un bol de sticlă, acoperiți vasul cu prosop, folosiți un elastic pentru a-l păstra acoperit. Pe urmă, cu mare grijă, încercați să răsturnați toată cantitatea în acel prosop pentru a se forma un sac. Stoarceți amestecul peste un bol pentru a prinde uleiul strecurat. Continuați să strecurați până când nu mai poate fi exprimat ulei. Turnați ulei într-un recipient sau sticlă cu deschidere ermetică. În loc de prosop, puteți folosi orice tifon, orice um, țesut care este asemănător cu tifonul. Iar acum, um, ultimul um, subtitlu din acest articol ar fi utilizarea alternativă. Puteți folosi ulei pentru piele, păr, pentru ten, aplicarea uleiului de avocado pe scalp sub formă de mască cu ulei fierbinte poate ajuta la reducerea mătreții și a altor probleme cauzate de un scalp uscat. Poate fi folosit zilnic fără efecte adverse. Adăugarea câteva linguri de ulei de avocado la o baie poate lăsa întregul corp moale Uleiul de avocado poate fi folosit și pentru a hidrata tenul noaptea. Spălați-vă dimineața următoare! Amestecarea uleiului de avocado cu ulei de cocos și un piure de banane poate funcționa perfect ca și înlocuitor de basam de păr. Unul dintre beneficiile zahărului pentru piele este că poate ajuta la exfolierea celulelor moarte, lăsând să strălucească celulele noi. Îți poți face cu ușurință propriul scrub cu zahăr și ulei de avocado, amestecând o parte de ulei de avocado cu o parte de zahăr brun sau brut. Pentru a utiliza scrubul, scurateți puțin din borcan și frecați-vă mâinile și picioarele. După clătire, uleiul de avocado ar trebui să vă lase pielea super moale. Sper că acest articol v-a fost de folos, iar dacă aveți întrebări, nu ezitați să lăsați un coment și am să vă spun cu mare plăcere.